Persistă atmosfera de vacanță în stațiunile de munte, în special cei care au copii au profitat de faptul că școala începe abia mâine sau chiar i-au învoit toată săptămâna. Deși a fost înnorat și frig, unii s-au încumetat să urce pe platoul Bucegilor. La rândul lor, administratorii de restaurante sunt fericiți că vremea nu este grozavă și a ținut pe clienți pe la mese. Cei care au rămas în Brașov au preferat plimbările scurte prin centrul orașului. Ne-am plimbat, ne-am relaxat cu copiii, vacanța de Paști. Am vrea să ne prelungim mai mult, dar școala. Puțin în vizită pe la centru vechi, după aia prin Bușteni, pe la Bran, vrem să, ca ultima zi, așa să le vizităm pe toate. Cum a fost frig toată ziua, cei mai mulți n-au stat cu orele pe străzi, ci s-au retras în restaurante. Dar au fost și curajoși care au mâncat pe terasă, ca să respire aerul rece de munte. O ciorbă puternică și ceva după aia care să cadă greu la ficada, nu știu, o tochitură, un buls. Vremea ne-a ajutat să folosim foarte mult restaurantul. Au fost foarte mulți turiști, s-au comandat foarte multe produse tradiționale. Oana și Ștefan au decis să mai petreacă o noapte la Sinaia. Astăzi au urcat la cota 1400, unde au avut parte de o întâlnire neașteptată cu o vulpe. Ne-am gândit să ne dăm jos, dar cred că sunt sălbatice. Ți-a fost un pic teamă de ea. O țără așa. La cota 2000 a fost ceață toată ziua, dar cei care iubesc schiul nu s-au lăsat descurajați. Problema e zăpada. E foarte apoasă și pur și simplu riști să te arunce. Ultimele coborâri pe sezonul ăsta, clar. Așa, apoasă, zăpada va rămâne cea mai frumoasă amintire pentru acești turiști din Israel. We don't see snow very much. We are from Israel. It's a little foggy, but it's okay. Cazați în mijlocul unei păduri din Covasna, prietenii din acest grup au păstrat pentru finalul vacanței mielul cumpărat din gospodăria unui cioban. Avem un mielușelat proțap. L-a ținut în baie 3 zile. Chiar dacă au lungit cu o zi vacanța, turiștii n-au fost scutiți de drumul greu către casă, pe DN1. Și azi s-a circulat cu viteza melcului. În ultima zi de Paște, și cei care s-au cazat în Maramureș au pornit pe cărări de munte. Una dintre cele mai frumoase cascade din România, Cascada Cailor, aflată în localitatea Borșa, la o altitudine de peste 1300 de metri, a fost atracția principală. Zeci de oameni s-au plimbat cu telescaunul.